Bine v-am găsit la un nou episod din seriastră de Minecraft Hardcore! Fraților, în ultimele episoade am făcut taverna asta gigantică, i-am dat nume, am făcut drumul către portalul spre Nether, bine și camera, i-am dat și ei nume, aveți playlist-ul seriei în descriere, iar astăzi ce o să facem? Ei bine, vreau să mă apuc și eu să fiu lucrător la drumuri și poduri. Da, ați auzit bine, trebuie să mai aranjăm drumurile din satul ăsta, hai să facem totuși. Cred că de acolo aș putea să mă urc, să vă arăt în mare parte cum arată orășelul până în momentul de față. Ca să... ia uite, cred că de aici ar fi ok. Așa. Să ne urcăm să vedeți și voi cum arată. Va trebui să punem floricele alea, dar cred că alea vor fi ultimele. Bun, deci cam așa arată momentul de față. Zona asta îi, să zicem așa, în mare parte destul de gata. Vom face drumurile, vom mai adăuga câteva chestii pe acolo, pe acolo. Și după... mai vedem noi, dar vreau să fie așa gata pe zone. Mai ales că e prima dată când fac un proiect de genul acesta, adică să fie o continuitate în ceea ce se întâmplă și din punctul meu de vedere iese ceva chiar ok. Adică e o continuitate între ce vedeți voi pe aici și mă bucură super, super mult. De aici trebuie să facem cumva un drum. Cam așa cred că. Aha. Și atunci asta vine așa. Ia uitați, și avem un drum. Asta cred că le putem pune așa. Da, să avem cât de cât un drum să ajungem la tavernă. De la noi de acasă să mergem la tavernă. Bun, după de aici, dacă mai auziți vocea un pic răgușită, e de la dimineață. E pentru că e dimineață. Hai să facem așa totuși că... Hai de capul meu, de ce sparge așa lopata asta? Deci, mergem așa... Du-te acasă... Uite că avem un drum și așa... După, în partea asta... Trebuie să facem un drumuleț... Asta lăsăm așa cum e. Ia uite, să se lege de drumul ăsta și după. Așa cât mai pe diagonală. Ia uitați, altă viață. Și merge și în partea aceasta, ia uitați. Bam, avem și va trebui să facem aici ceva, de asta am pregătit. Însă vreau să mă distrez puțin cu drumurile astea, da? Pentru că am nevoie de așa, de un crafting table. După aia de lemn și de piatră. Cred că avem aici destule 18. O să mai facem noi, o să mai facem. Avem stone cutter, avem stone, cobblestone, pardon. Numai că cu lemnul ăsta trebuie să facem mai multe. Deci luăm astea, luăm astea. Luăm și niște lemn din asta de spru să facem bețe. Și după mai vedem ce se... de ce mi s-a părut mie că se întunecă de o dată? Ok. Hai zicem că e bine. După facem asta și folosim și noi jucăria asta. Ce spui mai băieți, uite. Bam. Mai putem să facem, nu mai putem să facem, dar avem un stack și ceva, cred că o să ne ajungă pentru un moment. Dacă nu, o să mai craftăm noi după. Hai să luăm și pastea. Sau măcar să lăsăm așa, cât de cât. Da, ar fi ok. Bun, hai să plecăm și noi. Să mergem să facem ce avem de făcut. Deci, în primul și primul rând, vreau să luminez zona asta, să nu mai fie atât de aiurea, deci... După o să vină una. E o întrebare bună cum să le facem astea. Stai. Gata. Deci o să vină una, două, trei și următoarea vine așa. Ia uitați și parcă altă viață. Avem și noi niște micuțe lanterne pe aici care să lumineze drumul. Acum trebuie să terminăm, cred că în fiecare parte va trebui să facem așa. Numai că știu că trebuie să vină, măcar acum știu, trebuie să vină trei din astea. Încă una, punem după aia lanterna și gata, ăla e. Îi super ok, eu zic că arată binișor și o să adăugăm tot așa din loc în loc câteva încât să lumineze și o să mai adăugăm și jack-o-lantern-uri așa random pe lângă drum deoarece avem nevoie de ele. Uite aici, de exemplu, o să vină 1, 1, 2, așa, 1, 2, 3,
Bam, frumos. O să vină unul acolo și o să vină unul aici, da? Deci o să vină ceva cam așa. Băi. Una, două, trei. Deci să fie puse acolo cât să lumineze și să nu avem probleme. După aia mai băgăm jack-o-lantern-uri. Uite, aici poate să vină unul sau vedem noi. Oricum, o să adăugăm și multe tufișuri și un altă. Trebuie să fie verde, adică totuși, gândiți-vă că e un sat și trebuie să fie și puțin verde, nu poate să fie numai cum sunt în momentul de față orașele. Au acolo o zonă verde micuță, un mic parc și gata, ăla e. Nu, trebuie să fie mai multă verdeață totuși în satele astea, pentru că, băi, sunt sate până la urmă și... Da, trebuie. Bun, după aia aici... 1, 2, 3... Frumos să fie relativ deasupra. Nu trebuie să fie exact deasupra drumului, dar să fie cât să lumineze drumul. Bun, acum trebuie să facem aici unul. Ia uite aici. Băi, și acum vine seara. Îți cruz după aia dacă scot torțele cât luminează, da? Pentru că nu am încercat niciodată să văd cât de mult luminează. Și uite ce șmecheră e. Că dacă stai, uite, parcă mai închis, mai deschis, mai închis, mai deschis. Deci are pattern-uri, ceea ce e foarte, foarte tare. Bun, și mai trebuie să adăugăm, cred că aici unul. Una, două, trei. Va, frumos. E chiar foarte fain că s-au adăugat aceste lantern-uri în Minecraft. Deci chiar îs foarte, foarte... Uite, dacă scoate mare asta și asta. Luminează destul, sincer să fiu. Dar aici cred că nu merge un bloc. Dar luminează destul și aici, nu știu, cred că aici o să fie jack-o-lantern-uri prin spate și așa, pentru că nu prea pot să fac felinare așa random printre case. Dar măcar așa, prin fața caselor merge făcut. Uite, acolo luminează destul, dar ar mai mare încă unul aici. De ce nu? Adică, până la urmă, să fie acolo cât mai multă lumină, nu se supără nimeni. Cu cât sunt mai multe felinare, cu atât e mai luminat, cu atât nu avem probleme cu zombii sau cu altceva. Hai să facem și drumul ăsta. Mm-hmm. Cred că așa ar fi ok. Și dacă l-am făcut așa, e bine, trebuie să-i adăugăm niște lumină, nu? Trebuie o lumină peste tot, pentru că dacă nu, o să fie, da... Unde am lăsat noi? Am pus noi cabl undeva și... Ah, e ok, e ok. Ia uite ce avem noi acolo, ia uite-l pe pitic! Deci se pare că se înmulțesc. Am aflat cum să se înmulțească, cum să fac să se înmulțească villagerii. Ideea este că au nevoie de niște paturi, de niște, I don't know, compostere, lectern-uri și așa mai departe, încât să se facă clerici sau ce se mai pot face ei, farmeri, deci să aibă o profesie. Și după să le dai niște pâine sau cartofi sau morcov sau ceva, să le dai acolo încât să și arunci unul altul și să se babardească. N-am zis nimic. Deci să-și facă ei acolo treburile lor curate, necurate, depinde cum le considerați voi. Deci am făcut în partea aia, am făcut în partea aia și acum va trebui să tot fac pe drum câte unu, câte două. Ia uite, aici de exemplu o să vină încă unu, un, doi, trei, frumos să lumineze. Deci cam așa stă treaba, se înmulțesc acolo villagerii. Oricum o să le mai fac, cred că... Nu știu, are să sap undeva, oricum o să văd, o să-i duc cumva într-un loc, o să-i pun să se mulțească și după aia o să le dau drumul prin oraș. De asta, nu știu dacă m-am arătat, am pus paturi, nu aici. Parcă aici am pus paturi jos. Da, aici am pus paturi, încât să fie cât mai mulți și dacă nu mă înșel, dacă nu au paturi, nu intră în case. Ei seara intră în case să se culce și de astea, uite, le-am pus și aici vreo 5-4 să, hai bă, dude, să intre în case, cred că o să intre, sper că o să intre. Mai trebuie să învăț despre villagerii ăștia. Pentru că nu știu atât de multe, dar cu timpul, cu timpul nu le învățăm pe toate până la urmă. Iată, să aranjăm un pic și drumulețul ăsta. Ideea e că astăzi m-am decis să fiu muncitor la drumuri și poduri, după cum vedeți că tot aici. A, uite și prietenașul nostru. I-am schimbat și noi textura de la texture pack-ul găsit în descriere. Este unul custom făcut pe Vanilla Twix și e chiar foarte, foarte blană. Una, două, trei. 30 de ajuns. Și ce pot să zic, ideea e că avem multă, multă treabă pe aici, dar toate la timpul lor. Hai să mai adăugăm, cred că aici ar fi ok. Să mai adăugăm un pic. Să fie lumină în toate părțile. Ia uite. Și după aia o să modificăm noi, cred că în următorul episod modificăm și căsuțele astea. O să facem ori din două, una, ori
nu știu, mă mai gândesc. După aia va trebui să facem mai mulți în Golem după ce o să fie peste tot luminat și făcut cum trebuie. Însă, na, toate la timpul lor, nu vreau să mă grăbesc. Graba strică treaba până la urmă, deci nu... Nu e atât de ok. Ia uite, ce frumos arată. Și așa o să adăugăm în fiecare parte, cât de cât să fie acolo luminat și să nu stăm așa cu torțe. Și după aia o să punem și acei jack-o-lantern pe aici. Dar asta cred că la final, cred că în ultimele episoade, după ce terminăm toate casele și așa, o să adăugăm niște vegetație pe aici, pentru că e foarte, deci nu arată ok. Și trebuie un pic de vegetație în orice sătuc. Și de asta o să facem noi și hai să nu le punem totuși atât de egale. Să fie random pus, adică nu avem prefect să zici că bă, le pune el cum trebuie. Nu, le punem acolo să fie. Aba. Și am aranjat tot. Drumurile sunt cam gata, după aia, după ce o să termin și alte case, o să facem și drumurile alte, dar așa arată ok. Și mi-am spus, băi, lasă-le așa, dar o să le modific, pentru că nu-mi plac așa simpluțe, vreau să pun niște gravel, niște cobblestone, însă cred că alea pe final, într-un live sau cine știe, vedem, poate să facem ceva interesant, să facem un live când terminăm seria sau, nu știu, vedem, noi mă mai gândesc, e mult de gândit, practic, și nu... Nu pot să zic de pe acum, nu-mi place, m-am obișnuit să nu mai zic că o să fac aia sau o să fac, nu, când o să fie o să vedeți, când o să fie nu o să vedeți, e mult mai ok. Hai să ne facem și aici unul. Băi, uite că mai avem. După ce epuizezi toate locurile în care poți să pui, să pune și unde trebuie, hai că e ok. Și încă un aici la intrare, trebuie să facem totuși la intrare în tavernă, încă ar merge, nu? Niște lanterne. Să vadă lumea, adică oricum nu o să vadă lumea când este din tavernă. Și aici va trebui să adăugăm un villager. O să adăugăm noi un villager și o să lăsați voi nume pentru el, dar până atunci mai avem mult și bine. Și dacă acolo ai pus o lanternă, cred că aș putea să fac unul aici. Un stâlp din ăsta. Știu că se putea face și diferit, însă ăsta e designul care mi-a venit în minte rapid și foarte, foarte simpluț. Dar există designuri mai interesante, însă... Ăsta arată ok, pentru că totuși multe sunt cu slaburi și asta îmi place mult mai mult cum arată, pentru că se leagă, uite, exact la perfecție de fansurile astea și atunci e mult mai ok. Și jos e cobblestone ca să pară că, bă, e o susținere mai mare, că nu știu ce, e mai ok așa. Aici o spunem jack-o-lantern, cred că aici ar fi ok. Să mai adăugăm unul, 1, 2 și 3, ia uitați, la perfecție. Și în partea asta, după aia încă unul la intrare. Aoleu, deci ai ce face, pur și simplu, dacă vrei, ai ce face într-un sat. Numai trebuie să te gândești un pic și să ai niște idei înainte. Pentru că, uite, de exemplu, avem aici pădurarul și avem și o mică fierărie, dar mă gândesc să mai fac încă o fierărie până alte părți. Adică e o chestie care, totuși, ar fi mai interesantă să fie mai multe fierării, să fie așa o concurență între fierarii satului, nu ca pometin unul în fiecare mapă. Da, e ok. Și cred că mai adăugăm aici, da, clar trebuie să adăugăm aici, pentru că în partea asta nu am pus chiar deloc, nici la casă, nici la nimic. Ia uite așa. Stai, mi s-a părut că... Nu, e fain că te poți uita în gardul ăsta și în cazul în care e vreun pillager sau ceva, bam, l-ai văzut, bam, l-ai ochit, bam, îl bas pe băiat. Totuși, eu zic că arată interesant ce și cu căsuța asta. Și cu drumul mai ales, cred că ar mai trebui să adăugăm aici încă unul, ca să fie destulă lumină, să pară că, bine, totuși eu aș fi primarul, deci strada mea e cea mai șmecheră și restul trebuie să fie acolo numai ca să imităm și noi un pic realitatea. Bun, deci în partea asta am terminat, e tot ok, în partea asta e gata, hai să vedem, da, e ok, da, e ok, eventual niște jack-o-lantern-uri, dar astea pe final. Și atunci în partea asta mai trebuie, nu, și în partea asta am terminat. Deci am adăugat peste tot câtă lumină trebuie pentru un moment, o să mai adăugăm pe viitor. Am făcut și un mic lac aici lângă casă, eventual, stați un pic să mai aranjăm pe aici, deci ăsta vine așa și atât, zic că e ok. Oare avem niște bone meal pe acasă, hai să vedem dacă avem bone meal, atunci ne-am scos și niște bone meal pe aici. Oriunde, oricine, trebuie să fie cred că aici, nu? Ia uite, astea și... Uai, da, avem... Cred că ne-ar ajunge 15 bucăți, ar trebui să fie ok. Să le punem pe acolo, după aia să punem niște butuși pe care să stea lumea și asta să fie, da, un mic lac unde să...
Ia uite, parcă e altceva. Va trebui să aduc și niște pești cu găletuța, dar aia altă dată. Ia uite, ne-a ajuns cât să fie acolo cu apă, cu un alta, cu apă, cu alge. Dar aici sunt cam multe. De asta le facem așa un pic mai mici, să mai fie și porțiuni goale, nu numai pline. Și trebuie să avem, uite, avem niște Darkwood Pressure Plate-uri. Darkwood Pressure Plate-uri. Și, ia uite, bun. O să facem fără să fie vreun drum, roată sau ceva, pur și simplu să vii pe aici și să ajungi la ele. Deci o să fie cam așa. Sau... Vreau să fie butuci, nu neapărat băncuțe. Vreau să fie așa niște butuci pe care să stai, să te pui, să... Să stai pur și simplu. Aici, tot așa de vreo 2. Pam, pam. În partea asta... Partea asta tot așa de... Sau să fie de 3, hai să fie tot așa de 2. Sau să fie 3? Hai să fie 3. Partea asta 2. Și pe aici cam atât. Eu oricum o să mai adăugăm una alta, dar așa cât de cât să pară ca și cum vine lumea să stea, să se uite pur și simplu frumos la peisaj, la, I don't know, să povestească, să facă ceva. Da, se pare că mai greșește lumea numărul. Nu știu cum, dar... Ok, hai să zicem că e ok, da, hai să zicem că e ok, că totul e frumos, deși, hai să lăsăm așa, m-a sunat cineva random, n-am auzit, căuta pe bărbatul Ionela, atâta o să vă zic, nu cunosc pe nimeni, dar, na, nu știu de unde are numărul, cum l-o fi greșit, dar, na, mai știți, deci Ionela, să știi că, cineva scaută bărbatul. Ce dubios sună și de ce zic eu chestia asta într-un episod? Nu știu. Și cam, cred că e cam multă lumină. Asta cred că aș putea să-l pun aici. Băi, e așa. Cred că aș putea să-l pun acolo atunci, cel mai bine. Și să modificăm un pic. Așa. Luăm astea de aici, pentru că e prea încărcat, pur și simplu, mi se pare mie, poate că e prea încărcat. Unul aici, unul acolo și pe ăla îl scoatem și îl lăsăm numai pe astea două și eventual. Uite, dar, am înțeles. Eram curios dacă rămâne în aer, era o chestie interesantă să rămână, dar din păcate nu a rămas. Bun, și cam așa o să fie, ăsta o să fie locul nostru, poate mai modificăm, dar așa aș vrea să las butuci, să fie cât mai vechi, nu atât de nou, că bănci și chestii, nu, butuși direct, ce să mai atâta evoluție în ziua de azi. Oricum, noi o să chem aici acest episod, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să, nu știu, știți-vă ce să faceți dacă v-a plăcut episodul, eu vă voi duce să mai mulțesc pe băieții ăștia și după aia mai vedem noi ce iese. Oricum, până la zi, voi, am Sushman, toate cele bune, la revedere!